Făgărășenii s-au înfrățit cu chinezii. Sâmbătă, 24 septembrie, reprezentanții primăriei Făgăraș au avut o întâlnire cu o delegație de 22 de oameni de afaceri din China. Au fost discutate mai multe proiecte economice bilaterale între România și China, punctul principal al agendei fiind înfrățirea dintre municipiul Făgăraș și un oraș din China. Am avut o delegație de 3 primari, un primar de oraș din China și 2 primari de comună din China, împreună cu 16-17 oameni de afaceri, potențiali investitori, și am încheiat un memorandum, un parteneriat de colaborare și prietenie, cum spun dânsii, între municipiul Făgăraș și orașul dânșilor. De fapt, este o colaborare nu numai care va fi canalizată doar pe municipiul Făgăraș și pe întreaga țara Făgărașului, pentru că ei, din discuțiile pe care le-am avut, sunt foarte interesați să investească în Europa și în România, și așa au ei ca strategie ca acei investitori să vină prin unitățile administrativ-teritoriale. Și din acest punct de vedere, ei solicită și au fost solicitați din partea guvernului ca să facă parteneriate cu primăriile din Europa. Astfel, având în vedere această înfrățire, nu doar municipiul Făgăraș va avea de câștigat, ci toată țara Făgărașului.